Trebuie văzut în acest moment avem un efort de 3,7% din PIB pe zona socială și zona economică. Vă reamintesc că pe alte guvernări, în plină pandemie, am avut un efort de 2% din PIB. Deci este evidentă o creștere și evidentă o preocupare întregului guvern. Și a noastră, a tuturor care facem parte din coaliție, în acest moment de a menține acest echilibru. Cam în cât timp am putea să-l vedem și aprobat în guvern un astfel de pachet de măsuri? Sunt ferm convins că o să ne mișcăm foarte repede. E foarte importantă perioada și reacția guvernului să fie imediată și eficientă. Cu adevărat, ce mi-a plăcut mie personal la primul ministru cel mai mult, că nu am reacționat emoțional. Și vedem că ne reacționând emoțional, începem să găsim cele mai bune soluții. Ați văzut în propunerea pe care a făcut-o Florin Câțu, aceea de a comasa alegerile parlamentare cu cele locale din 2024, înțelegem că va comunica și dumneavoastră. Mi-aș dori mult ca, cel puțin la nivel de președinți, discuțiile informale dintre noi, să încercăm să le ținem informale până luăm o decizie. A existat această discuție, avută și de către mine cu domnul Florin Câțu și cu domnul Kelemen Cunor, dar cred că învățăm în timp. Care ar fi avantajele? În primul rând, ar fi și un efort bugetar mai restrâns. Sunt totuși 4 rânduri de alegeri în 2024. Știm foarte bine că România nu poate interveni pe data alegerilor europarlamentare, toate se țin în aceeași dată la nivel european și atunci încercăm să fie un efort bugetar cât mai mic pentru organizarea acestor alegeri. A fost o decizie a Curții Constituționale în 2012, viza într-adevăr comasarea pe o altă temă, dar printre motive spunea că costurile nu pot fi considerate necesare sau nu pot fi considerate un motiv pentru a comasa aceste alegeri. Eu v-am zis unul dintre de abordări. Foarte greu să ai o participare, deci venind cu alegerile generale lângă alegerile locale, știm foarte bine că participarea românilor la vot, cea mai consistentă, este în turul 2 la prezidențiale și la alegerile locale. Venind și cu alegerile generale, de fapt, alegi un parlament mai legitim, deoarece va fi o prezență mai mare la vot la alegerile locale. Cred că este o abordare cât se poate de corectă. Pentru că căutăm ca să prindem cât mai mulți români la vot și Parlamentul viitor să aibă o reprezentare cât mai consistentă din votul român. Ce faceți cu cei care vor vrea să candideze și la locale și la parlamentare și am văzut aproape la fiecare rând de alegeri acest lucru? Este un aspect care trebuie luat în considerare. Presupun că fiecare dintre noi vom vedea și vom decide la ce alegeri dorim să candidăm. Aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, pentru că în declarațiile publice, pe de o parte, premierul spune că evaluarea și remanierea se face la guvern, domnul Câțu spune că evaluarea se face la partid. Dumneavoastră, unde credeți că se face evaluarea guvernului? Eu vă spun ce am spus eu în ultimile 3 luni. Evaluarea ministrilor se face de către primul ministru. Deci, dacă vrem să nu confundăm iarăși, cum au făcut cu USR-ul, când au confundat guvernul României cu un guvern de coaliție. Nu, coaliția politică este un lucru, guvernul României este alt lucru. În momentul în care intri în guvernul României, nu, în primul rând, ești membru al guvernului României și, pe urmă, în al doilea rând, un reprezentant al unui partid politic. Există discuții în momentul de față să vedem și în Parlamentul României un discurs al președintelor Ucrainei, cum s-a întâmplat în celelalte parlamente? S-au început anumite demersuri și sunt ferm convins. Ucraina trebuie ajutată și trebuie ajutată mult mai mult decât au făcut-o țările europene în acest moment și Uniunea Europeană trebuie în acest moment, cel puțin pentru Polonia, România și mai ales pentru Republica Moldova, să găsească un mecanism de implicare în acest exod de refugiați, acum de aproape 3 milioane și jumătate. Mulțumesc mult! Care sunt principalele teme de discuție în această ședință?
În primul rând, este criza din Ucraina. Au fost și pe legile justiției, am avut o discuție și pe nominalizările de la CCR și de noua abordare pe care o are Partidul Social Democrat în acest moment. Sunt ferm convins că cea mai potrivită persoană. Mulțumesc! Declarații din partea lui Marcel Ciolacu pe mai multe teme. A fost întrebată inclusiv de acea posibilă evaluare a miniștrilor din cabinetul Ciucă.